De acum și până în cursul lunii februarie, posesorii de câini au timp la dispoziție pentru vaccinarea antirabică. Campania derulată de medicii Direcției Sanitar Veterinare Mureș este gratuită pentru proprietarii de carnasiere, însă condiția este ca patrupedele să se regăsească în baza de date. Este o boală incurabilă, că de aceea se face prevenție prin vaccinare. Există foarte multe carnasiere care mușcă și pentru a evita orice risc de răspândire a bolii de la animal la om, carnasierele domestice trebuie să fie vaccinate. Vaccinarea câinilor nu se poate face decât pe animale microcipate și cu carne de sănătate în condițiile legii. Efortul proprietarilor de câini este minim în vederea vaccinării antirabice. Serul și administrarea sunt gratuite, doar microciparea trebuie suportată de către stăpâni. Vaccinul antirabic este pus la dispoziția medicilor veterinari de liberă practică împuterniciți de către Direcția Sanitară Veterinară cu titlu gratuit. Manopera de vaccinare antirabică este suportată din bugetul de stat, însă contravaloarea microcipului și a manoperei de implantare a microcipului și a eliberării carnetului de sănătate trebuie suportată de către proprietar. Efortul bugetar efectuat de statul român pentru eradicarea bolii este mare, spun autoritățile. Acesta a dat însă rezultate, întrucât numărul îmbolnăvirilor în mediul silvatic a scăzut simțitor în județul Mureș. Există o campanie de vaccinare multianuală a vulpilor pe cale aereană, prin amplasare de momel vaccinare cu mâna în jurul localităților. Deci efortul bugetar făcut din partea statului român și a comunității europene, pentru că este o acțiune cofinanțată, este extrem de mare. Datorită acestui fapt, am reușit reducerea numărului de focare de rabie. La ora actuală, în județul Mureș, există un singur focar de rabie, dacă în anii anteriori aveam de ordinul zecilor de focare. Proprietarii trebuie să se deplaseze cu animalele la cabinetul medicului veterinar sau vor primi acasă vizita doctorului. Vaccinarea antirabică este obligatorie. Refuzul proprietarilor constituie contravenție la normele sanitar-veterinare.